practice! Ha, 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 ha! Și o întreagă colecție nouă! Ce poate fi mai fain de atât? Bigger Creatures! Sunt multe de colecționat, dar fiecare vine în capsula proprie. Și le poți descoperi doar cu experimente fantastice! Ingrid, hai să începem o dată. Vorba multă, sărăcia omului. Luăm apă în seringi. Punem seringile la locul lor. Băgăm capsula cu surpriză la locul ei în paharel. Și apăsăm! Amestecăm bine, bine, bine. A few moments later. Cu asta o să extrag Bigger Creature-ul. Mai trebuie să amestec puțin să mă asigur că e bine. Ok, acum cred că e ok. Trebuie să am grijă cu foarfeca. Să prind asta și să-l bag în recipient. Și să vedem ce Bigger Creature găsim. Wow, uite ce drăguț e! E un dinozaur cu aripi. Uite, și are un corn aici. Să vedem cine e din colecție. Uite-l aici! Îl cheamă Clump. Îl plătim. Și hai să vedem ce am primit. Ce drăguț! Să vedem ce pică în a treia capsulă. Câtă spumă! Oare ce-am nimerit? Ce drăguț! Ia uite! Și Cliff este din seria 3. Deci faza e că am descoperit cărticica cărților aici cu toate cele 3 serii, seria 1, seria 2, seria 3. Până acum noi am nimerit 2 din seria 1 și pe Cliff din seria 3. Faza este aici, uite, avem comune cu poțiunea verde, ultra rare cu poțiunea roz și rare cu poțiunea albastră. Sebi, nimerim unul de aur. Am auzit că ea sunt ultra rari. Hai să facem un vulcan, poate e norocos. Bine. Wow! Wow! Sebi, de unde e capsula? He, te-am păcălit! Cu jucăriile de la Bigger Creatures poți să faci și experimente chimice, ușor de făcut acasă. Și e fain că primești instrucțiunile în pachet. Sebi, eu nu mai am încredere în tine. Următoarele capsule le facem deodată. Adică explozie la dublu? Da. Avem la fel. Avem mov, ce tare. Haide să le băgăm. Și
Și o să trebuiască să-mi pun apă și tu apă pe ambele? În din alea, da. Wow, uite! Ce tare! Acum trebuie să vedem ce creaturi ne-au picat. Să fie bine clătite. Le băgăm aici și... Hai. Ok, hai să deschidem. Bun. Și cine mi-a picat? Wow! Blizzard! Ăsta știu cum îl cheamă, că e și de aur, varianta lui. Și ăsta cine o fi? Drifton. Drifton și Blizzard, uite, colegi de cărticică. Sebi, ultimele două cutii. Știi că eu am mâna norocoasă. Așa că îți dau ție mâna norocoasă. Wow. Și... Ok, haide să le băgăm. Nu mai curățăm aici pentru că nu mai avem răbdare să deschidem. Pur și simplu o să punem peste, o să mai punem niște apă ca să le reîmprospătăm. Eu mi-l bag deja. Pun apă și să vedem cum se combină mov cu verde. Ouăle astea de Paști, le avem de la EduClass, mulțumim EduClass, de acolo ne aprovizionăm noi cu Beaker Creatures de pe educlass.ro. Și ne bucurăm că am ajuns chiar de Paști, în perioada Paștelui, să topim ouă de Paști, nu? Da. Ok, ultimele două, să vedem ce a picat din ele. Și aici îl avem pe... Nu e de aur. Uite! Cine-o fi ăsta? Haide să vedem. Wow! Uite, îl cheamă Twinkle. Tu pe cine ai? Ăsta e un dinozaur. Care cred că e aici. Hornfellow. Oh, Hornfellow! Coleg cu Clump. Da. Ce tare! Bun. Deci, ne-am udat, ne-am murdărit. Ne-am distrat, am făcut experimente, o zi grozavă pe Sebi Toys. Mai mult de atât nici nu pot să vrei. Ok, până data viitoare vă urăm spor la explodat vulcani cu Beaker Creatures și vă zicem pa! Pa! Pa!